Salut și bine ați venit la Dor de Lectură, continuăm seria cărților horror și discutăm despre o carte scrisă de James Rhys, dosarul Dracula. Ok, cartea pe care o am eu este de la editura Rau, are undeva la 411 pagini și se află în traducerea lui Maria Voicard. Bun, cartea vine cu o supracopertă, este complet identică cu coperta hardcover-ul. E hardcover, logic. Și facem ca de obicei, sinopsisul, vedem ce se întâmplă în carte, apoi păreri pro și contra, exact formatul pe care îl facem de obicei. Menționez un pic pe spate, ceea ce ne scrie pe spate se duce dincolo de pagina 160 și nu mai știu, oricum 160 să zicem. Cam acolo o să mă duc și eu, pentru că primele 160 de pagini sunt pagini de construcție, de prezentarea personajelor, în special personajul principal, a întregului, nu știu, cadru în care se desfășoară acțiunea. Așa că o să trecem un pic prin aia, după aceea vom intra și în, hai să zic, teritoriu spoileresc, dar ele de oricum spus pe spate, deci cei care au citit pe spate o să știți că tot ce scrie se referă după cam și trece de pagina, să zicem undeva la 200 și ceva. Bun, despre ce e vorba? În primul rând, povestirea începe cu un dosar trimis de cineva care a cumpărat la licitație lotul 100, nu mai știu, 88 ceva sau 128, nu mai știu. Și anume lucrările lui Bram Stoker, faimosul Bram Stoker, cel care a scris Dracula, logic, au fost vândute pe loturi, la licitații. La un moment dat ele sunt licitate pe loturi, iar cineva a cumpărat respectivul lot. Ulterior, lotul a fost moștenit de o persoană din zilele noastre, dar nu mai știu exact anul, peste 2000-2008, mai exact cât ți-am găsit, această persoană află în acel lot, un dosar, găsește un dosar acolo, în care sunt descrise tot evenimentele din această carte. El trimite unei alte persoane, unui editor, să hotărească ce să facă cu ele. Bun, hai să vorbim despre dosarul ăla, pentru că întreaga carte ne prezintă evenimentele din respectivul dosar. Scrise la persoana întâi, așa cum au fost scrise o parte din lucrurile din cartea Dracula, așa, și avem acolo, aici a prezentat în principal însemnări din jurnalul lui Bram Stoker, scrisori adresate către și de către acesta, câteva tăieturi din ziare, etc. Povestea pe care ne-o spune în principal, în primele 160 de pagini, este despre munca sa la un oarecare teatru, deoarece el era acolo un fel de, hai să zic, administrator, contabil, avea o funcție de asta mai complexă, făcea mai multe lucruri, aranja ca să cumpere și să angajeze oameni, să cumpere costume și să angajeze oameni, scuzați, nu că cumpăra oameni, mă rog, e greșeala mea. Tot ce era de trebuință pentru piesele care se puneau în scenă. De asemenea, interacționează cu diferite persoane care este nevoie să țină legătura din prisma acestui lucru, cum ar fi să aranjeze deplasări în străinătate, să aranjeze cu diferiți scriitori pentru a lua piesele și a fi jucate, cum ar fi, spre exemplu, la un moment dat trebuie să ia legătura cu Robert Louis Stevenson pentru a pune în scenă Dr. Jekyll și Mr. Hyde. Mă rog, chestii de asta. Cam primele 160 de pagini aflăm viața sa, aflăm problemele sale, cum le rezolvă, ne duce și către viața sa intimă, aflăm care o soție are copii, mai mulți frații care, ciudat, toți se ocupau de chirurgie, mai puțin el. Prietenii săi, Kane, legăturile cu familia Wilde, Oscar Wilde, știți, portretul Dorian Gray, dar de fapt legăturile lui erau mai mult cu mama acestuia, cu Lady Wilde, care la vremea respectivă era o persoană destul de importantă în Londra, ținea niște serate, era un fel de centru cultural acolo, unde se aduna lumea bună în saloanele ei. Bun, cam asta aflăm. Problema este, apare, în momentul în care unul care Tamburnie, un american, sosește în acest teatru destul de ciudat respectivul personaj și care cumva îi creează autorului o reticență. Se lipește de el, nu știu,
gen tot timpul era acolo, îi cerea acestuia companie, acesta de politețe nu refuza, cunosc cazuri, am avut și am întâlnit și o persoană de asta, de care nu poți scăpa, efectiv stă lipit de tine, vrând tot timpul să fie acolo, indiferent cât de dornic ești de a-l avea în preazmă sau nu, iar lucrurile pe care încerci să-i le spui pentru a-l înțelege și a își face propria viață, nu ție. Bun, acest Tumble li se pare chiar așa ceva, iar acțiunea, motorul acțiunii este atunci când se instituie un fel de mișcare, ca să zicem așa, oameni iubitori al Egiptului antic. Și aceștia creează un fel de prietenie de cult, să zicem cult e un pic cam mult spus, dar hai să spunem așa, prin care hotărăsc ei să facă un ritual. Se adună inclusiv în acești Tumbly și urmează respectivul ritual în care urmea ca Stoker și Tumbly să fie primiți în, ca membri acestui cult, acestui ordin mai degrabă. Chiar așa se și numește, ordinul de Urania parcă. În timpul acestui ritual, și aici ajungem și noi unde să spunem, pe spate ce se întâmplă, ritualul decurge aiurea, există ceva acolo, deoarece se pare că o entitate apare, o entitate zeu egiptean, nu știu dacă e scris pe spate, da, n-aș vrea să vă zic ce zeu, apare acolo și se pare că îl posedă pe respectivul Tumbly, care brusc se transformă, părul îi se, era el oricum roșcat, îi se transformă în foc, fața îi se întinde ca o tobă, se rupe obrazul din care ies scorpioni albi și o substanță viscoasă neagră îi curge din față, urechi, nas, etc. Mă rog, ciudat e că doar Stoker vede chestiile astea, ceilalți nu. Dar se pare că acesta devine posedat, ulterior arată puteri de levitație și lucrurile o iau rasta. Din păcate, trebuie să citești cam 200 de pagini ca să ajungi la lucrurile o iau rasta. Ei, și aici ne oprim. Mă opresc aici cu spoiler, vă zic doar că trimite toată cartea, trimite către crimele care s-au întâmplat în Londra, din Whitechapel, și anume ale faimosului Jack the Ripper, Jack Spintecător. Bun, legătura exactă urmează să o aflați dacă citiți cartea. Ce vă mai pot spune acum? Lucruri bune și lucrurile. Lucruri bune, ca să zic așa. Cumva cartea este presărată, dar nu că presărată, are la bază construcția, scheletul pe care se construiește cartea, sunt personaje reale, întâmplări reale, bine documentate. Autorul a căutat și s-a informat foarte mult, e clar că e o muncă de cercetare destul de intensă în această carte, a aflat lucruri despre respectivele crime, lucruri care s-au scris în ziare, personaje implicate, personaje care au trăit în vremea, personaje în afară de Stoker care au avut legătură cu acestea și le-a plasat în timpurile respective, exact pentru a nu contrazice realitatea istorică și atunci când realitatea istorică ne transmite un lucru, acesta se reflectă și în această carte. Prietenii lui, scriitorii care apar acolo, inclusiv v-am spus Kane, Wilde, mama lui Oscar Wilde, el bineînțeles. Așa că îți dă un aer de originalitate. Am mai întâlnit asta la cartea Al Cincilea As, scrisă de Dan Simmons. Aceea avea la rândul ei un personaj real, unul fictiv. Am mai întâlnit chestia asta în Drod, scrisă de același Dan Simmons, deci nu e o carte completă aiurea. Ba chiar la final avem și cartea de pe care s-ar inspira, cum ar fi, cum ar spune el, și anume Numele Trandafirului de Umberto Eco, unde tot așa avem o carte așezată pe o realitate istorică cu personaje realiste și așa mai departe. Bun, deci continuăm cu lucrurile bune, cu toate că ne-am lungit foarte mult. O carte la un moment dat devine horror, cu toate că la început avem o parte mare, un calup, dar am spus, de vreo 160 de pagini, în care nu credeam că va fi o carte horror, dar în cele din urmă devine un horror visceral, destul de bunicel și destul de interesant.
lucrurile negative, pentru că aici am mai multe de spus. Primul lucru, cele 160 de pagini. Nu spun că nu sunt ok ca să stabilești locația, personaje, etc., dar mi s-a părut că a lungit-o extraordinar de mult. E clar că autorul a făcut o foarte mare muncă de cercetare și nu a vrut să irosească toate cele date, toate cele informații pe care le-a adunat și a încercat să le pună în carte. Din păcate, 160 de pagini mi se pare mult, mult prea mult pentru a construi doar cadrul în care urmează, întâmplă acțiunea, rămânând doar vreo 200 de pagini, deci cam jumătate de carte în care efectiv se întâmplă ceea ce vrei, ce pentru lucru pentru care ai cumpărat carte. În consecință, nu zic că cele 160 de pagini sunt toate în plus, dar 100 de pagini clar că puteau zbura de acolo, lăsându-ne cu 60 de pagini care ar fi construit un echilibru perfect aici. Bun. Alt lucru destul de care m-a scos un pic din acțiune aproape la fiecare pagină. Sper că focusează camera. Avem aici în partea de jos note de autor și vreau să spun că avem note incredibil de mari. La un moment dat, nu știu dacă am să găsesc aici, dar avem, uitați, textul și nota autorului. Și aici avem nota autor. Aproape, nu zic că la fiecare pagină, dar la 2-3 pagini, cel mult 3 pagini, avem o notă de autor. Aceste lucruri sunt trecute pentru a spune ce e real, ce s-a întâmplat. Dar chestia asta te cam scoate din acțiune, mai ales atunci când chiar ai parte de acțiune. Nu zic că nu sunt necesare, dar parcă mi s-a părut și exagerat de multe. Finalul e un final previzibil, mai ales dacă cunoști istoria lui Jack Spintecătorul, ceea ce s-a întâmplat în vremurile alea. Cumva autorul se mulează pe întâmplări și își adaptează povestea acolo. Deci finalul e ok, dar nimic senzațional. Părerea, acum, general. Carta stagnează. Te poți afunda în cele 160 de pagini și te poți pierde, mai ales dacă pornești cu gândul că vei citi o carte horror. Cele 160 de pagini te fac să renunți, dacă renunți cineva la carte, probabil va fi în primele 160 de pagini, deoarece simți că nu se întâmplă mare lucru, simți că n-ai ales cartea care trebuie, o carte să te înspăimânt. După aceea, schimb, lucrurile devin într-adevăr bune, viscerale, destul de descriptive pe alocul lucru care este ceea ce cauți la o carte horror. Alt lucru negativ, apropo, dosarul Dracula. Păi dacă avem o carte pe care scrie Dracula, aș fi vrut să văd și cel puțin măcar vampir, dacă nu pe Dracula. Nu există așa ceva, bineînțeles. E cu totul altceva. Nu știu de ce a fost numit dosarul Dracula. Îmi scap. Poate n-am înțeles-o. Dacă ați înțeles și aș citi cartea, lăsați-mi un comentariu. Că alte legături, în afară de faptul că Stoker este personaj și el e cel care a scris Dracula, nu văd de ce ar scrie dosarul Dracula un dosar unde nu ai de-a face cu efectiv nimic din ceea ce s-a întâmplat, vampiri și așa mai departe. Bun, o carte bunicică, merită să vă aruncați un ochi peste ea dacă aveți răbdare să treceți de cele 160 de pagini, asta fiind, bineînțeles, marea mea problemă cu el. E un pic greoaie din această cauză și din cauza notelor de subsonorex. E ok, scrisul e curge, explicit, nu am avut probleme, da. Per total, nota mea 8 din 10. Asta fiind zis, până data viitoare vă doresc o zi bună, la revedere și nu uitați să rămâneți dornici de lectură.